Aloha tuturor semințelor stelare și bine ați venit pe canalul meu, Realitatea Amos. Eu sunt Amos și astăzi am să vă prezint un articol intitulat De ce suntem aici? Aceste informații sunt date de Iazi Sofia Zvaru și Atena Zvaru, ființe extraterestre din rasa zvaruniană, prin contact scris cu Gosia de la Agenția Cosmica și cu Robert de la Despehando Enigmas. Nava Teigetiană. De ce este aici? Actualizare. Facem cunoștință cu câțiva membrii ai echipajului și veți putea vedea o față reală a lui Dor Kal-El, Rachel, Naishara și unele noi ale Atenei Zvaru. Ce voi prezenta este puțin diferit și este videoclipul bazat pe informațiile pe care Iazi Zvaru ni le-a dat acum aproximativ un an. Dar totul este încă relevant și important. Gosia spune, această informație a fost dată pentru că ne gândeam cu Gaia. Ce să facem în acel moment? Ce subiecte să oferim? Și ei bine, s-a decis că vom face episodul despre cine suntem. Notă Amos. Gaia se referă la o platformă, gen televiziune, expunerea informațiilor, majoritatea fiind în limba engleză. Au încheiat nota. Deci, au luat episodul gata făcut de pe canalul meu, Cosmic Agenții, dar și Iazi a adus câteva informații noi pe care ne gândeam că poate le putem adăuga. Aceste informații nu au fost niciodată folosite, așa că le voi împărtăși acum. În principal pentru oamenii noi care se alătură canalului englezesc ca o actualizare despre cine suntem noi, cine este echipa taigeteană. Acest lucru este făcut de Iazi Zvaru, dar a fost verificat și aprobat recent de Atena Zvaru. Și de asemenea, câteva informații adăugate de ea. Acestea fiind spuse, să începem cu articolul nostru de astăzi. Iazi Zvaru, acum vreo 4 ani, când am început, am făcut deja videoclipul despre motivele pentru care voi, ca echipă, sunteți aici. Dar știu că de atunci s-au întâmplat multe. Multe lucruri s-au schimbat, de asemenea, iar tu însuți înțelegi lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Deci te rog să vorbim din nou despre asta și să profităm de această ocazie pentru a actualiza situația. De ce ești tu? Iazi Sofia Zvaru, dar și prietenii tăi din echipajul taigetean, aici, pe orbita Pământului. Iar Iazi ne explică. Înainte de a continua, vorbesc, adică scriu, în engleză. Așa că trebuie să folosesc termeni englezești și concepte în engleză. Deci cuvintele specializate sunt termeni umani și cea mai bună traducere pe care o putem oferi, dar nu înseamnă neapărat că folosim aceleași concepte. Limba voastră este tot ce am pentru a vă exprima orice idee sau orice informație. Situația actuală. O navă spațială mare, clasificată folosind termeni umani drept crucișător greu, cunoscută și ca navă amiral a flotei taigetene, are 1734 de metri lungimea corpului și 2023 de metri în total. Nu este un disc, este lung și zvelt, cu puntea și carcasele în prova și motoarele în pupă, negru fumuriu închis. Poate părea o barcă, cu mai puține progrese tehnologice decât un recod clasic, dar este chiar invers. Este o navă foarte avansată și este deasupra multor alte nave spațiale în formă de disc. Forma unui disc într-o navă spațială are de-a face în principal cu distribuția în jurul carcasei a forței electromagnetice pe care motoarele o creează uniform. Această navă nu trebuie să fie un disc, deoarece folosește tehnologie superioară. Actualizat de Atena Zvaru. La data de 2 februarie 2022, echipajul navei taigeteane actual este format din 28 de taigeteeni, 2 oameni și 3 zvaruniene, în total 33 de persoane, un număr urât din întâmplare. Gosia comentează. Ei bine, în acest moment am vrut să mă opresc un minut și să vă prezint noi fotografii pe care le avem cu niște membri ai echipajului. Aceste fotografii au fost decise să fie distribuite pentru ca oamenii să poată relaționa mai mult cu acești membri ai echipajului.
Atena a vrut și ea să-și arate fața ca să puteți, așa cum am spus, să interacționați mai mult cu ea, pentru că acum va fi în principal ea cea care va da mai multe informații. Îți mulțumesc foarte mult, Atena, și tuturor celor care au luat această decizie de a ne împărtăși fețele. Mai spun că sunt filtre pe care le pune Federația și fotografiile așa cum sunt nu trec, așa că aici ce avem este chipul persoanei, care este fața reală, uneori modificată, și voi spune care fotografie este mai târziu. Părul al lor uneori este puțin modificat și uniforma comună de bază, care a fost folosită pentru fotografie, dar nu este a lor. Este o fotografie care a fost amestecată fața reală cu un Photoshop. Și uneori, dar foarte rar, se întâmplă și ca și hainele să fie ale lor, dar foarte rar. Când există un fundal simplu, fără nimic, dar în mod normal, Federația are filtre în care informațiile care nu sunt terestre nu trec în regatul terestru. Și la fel, sunt și regulile, dar așa cum vedem aici, Atena Zvaru, pentru că ea este cea care dă toate informațiile și fotografiile și face modificările, ea încearcă să încalce unele din aceste reguli. Ei bine, aici vă voi arăta câțiva din membrii echipajului. Prima este Yazi Sofia Zvaru. Această fotografie este modificată. Aici o avem pe Minerva Zvaru 11. De asemenea, fotografia este modificată, dar pe baza ei. Și da, Minerva are ochii de culoare închiși, aproape negri. Aici este doar Kalel. Această fotografie este reală, dar puțin supra-solicitată, dar este chipul lui. Și Raquel. Poză reală. Chipul lui, așa este Raquel, cam solicitat și el. Urmează Nei Shara. Această fotografie este reală. Chipul ei adevărat. S-a lucrat foarte puțin la această fotografie. Minunata și dulce Aneka, fața ei. S-a făcut o muncă medie la această fotografie. Și Atena Zvaru. Niște fotografii mai lucrate și altele mai puțin lucrate. Unele fotografii la fel, chipul ei direct. Ei bine, sper că v-au plăcut aceste fotografii și continuăm acum cu informațiile oferite de Yazi. Inițial și în general, acasă, taigeteanilor, li s-a spus că prezența lor va fi necesară în jurul Pământului pentru a ajuta la întărirea eforturilor Federației de a elibera planeta de control negativ, oprimare și exploatare. Dar, așa cum am explicat deja în multe videoclipuri, lucrurile de pe Pământ nu sunt atât de simple. Este o situație foarte complexă. Taigeteenii au fost sau au vizitat Pământul de cel puțin 12.500 de ani, dar probabil chiar mai mult, influențând nenumărate societăți și culturi de pe Pământ de atunci. De exemplu, culturile egiptene, sumeriene, scitice, cimeriene, eschimoase și native americane, printre altele. Uneori singuri și alteori în cooperare cu nenumărate alte rase non-terestre, alteori vizitând doar în număr mic. Foarte recent, în anul 1919, un detașament mai mare de taigeteeni au venit pe Pământ ca o forță expediționară pentru a observa și a încerca să influențeze cursul societății umane într-o direcție pozitivă. După al doilea război mondial și văzând noi probleme în curs de dezvoltare pe Pământ, un al doilea val mai mare de taigeteeni au venit pe Pământ în 1952, tot cu dorința de a ghida și promova un viitor mai pozitiv pentru umanitate. În general, dorința sau misiunea taigeteenilor a fost întotdeauna de a promova, însămânța sau ghida dezvoltarea spirituală, morală și etică pe Pământ. După acele două misiuni,
care erau mai înclinate să încerce să influențeze direct guvernele, chiar lucrând cu unele dintre ele, pentru a le ghida și influența într-un mod pozitiv, taigeteenii și-au dat seama că nu era calea corectă, deoarece guvernele îi ignorau sau doar îi exploata pentru a învăța sau a obține progrese tehnologice, în special în scopuri militare. Prima și a doua expediție, în 1919 și 1952, au fost conduse de Rachel de Temer, încercând să lucreze direct cu guvernele. Ambele au eșuat, așa că la mijlocul anilor 1970 s-a căutat o nouă abordare. Trebuia să fie o filtrare lentă a informațiilor, folosind un contact civil pentru a însămânța pământul cu informații și concepte spirituale, care, în teorie, ar ghida o structură socială mai armonioasă și mai justă pe pământ. Deși unele dintre obiective au fost atinse, clar nu a fost suficient și a eșuat din nou din cauza denaturării informațiilor pe care însuși contactatul a făcut-o, gândindu-se doar la modul de a obține beneficii economice și notorietate cu povestea sa. Nota Amos. Este foarte greu de găsit contactați de încredere și sau de lungă durată, pentru că informația este foarte grea de perceput și contactatul ori intră în dizonanță cognitivă, ori își urmărește interesele personale. Cred că până acum Gosia și Robert sunt cei mai longevivi. Am încheiat nota. Cu toate acestea, acceptăm că în urma acelui contact sau proiect Rachel de Temer și Bill Meyer au ieșit multe lucruri bune. Aproape că nu a existat nicio prezență taigeteană pe pământ, în afară de mici nave de recunoaștere sau expediționare, din aproximativ 1980 până în 2008, când o întreagă flotă taigeteană a ajuns pe orbita Pământului. Intenția flotei a fost eliberarea planetară și au fost dispuși să intervină direct, chiar și militar, dacă era necesar. Conceptul că era că situația de pe Pământ era o preluare ostilă a planetei de către o rasă regresivă care invadează oamenii fără apărare. S-a spus, de asemenea, că este un timp de schimbare și trezire pentru rasa umană, în care toți își vor da seama că ei înșiși sunt oameni stelari liberi și vor urca de la a treia densitate la a cincea densitate. Odată cu trecerea timpului și din 2008 până în 2016, taigeteenii au început un experiment al Federației numit Proiectul Primul Contact, în care intrau în rețelele de socializare, folosind computere digitale umane replicate sau copiate, uneori chiar și unele mașini originale răpite din diferite locuri și folosite pentru a copia acestea pentru uzul altor membri ai echipajului. Acest proiect urma să definească și să stabilească cât de pregătiți erau oamenii în general pentru orice fel de contact direct. Asta ca rasă sau cultură, nu evaluând oamenii individuali. A fost anulat la sfârșitul anului 2016 acest proiect, deoarece echipa a găsit doar probleme la scară largă, cu foarte puține excepții. Oamenii, generalizând, pur și simplu nu erau pregătiți și, ce este mai rău, nici măcar nu erau interesați. Din 2016 până la sfârșitul anului 2017, taigeteenii s-au aflat într-o perioadă de reevaluare a situației și a modului de cum vor proceda în continuare. S-a dovedit că nu era necesar o flotă mare și că este doar o pierdere de timp și de resurse, așa că s-a stabilit o singură navă că ar trebui să rămână lângă pământ și toată munca se va face prin ea. Și o singură navă a rămas, sub conducerea lui Alenin de Temer. Acum, deși au contact cu unele guverne ale Pământului, la un nivel sau altul, taigeteenii au revenit la strategia inițială de a semăna informații și concepte spirituale pentru a ajuta și a favoriza o trezire spirituală la scară globală, lucrând prin oamenii civili. Taigeteenii și cu mine nu mai putem vedea situația de pe pământ ca pe o simplă problemă de exploatare a celor puternici asupra celor slabi.
La un nivel, acest lucru este incontestabil, dar cauzele interne, rădăcina problemei, este mult mai complexă. Credem că îndrumarea spirituală este cheia creșterii pozitive pentru orice grup social, cultură sau rasă. Așadar, însămânțarea de informații și concepte rămâne funcția noastră de bază comună. Suntem bine conștienți de principiul că, cu cât dezvoltarea spirituală, etică și morală a unui popor este mai ridicată, cu atât va avea nevoie de mai puțină guvernare. Dar suntem aici și din motive personale, pentru că simțim că putem ajuta cu situația Pământului în general. Oricât de mică este contribuția noastră, suntem mulțumiți de ea. Ajutăm pentru că este ceea ce trebuie făcut, singurul lucru pe care îl putem face, pentru că simțim că suntem deja implicați de când suntem aici de mult timp, vorbind cu oamenii de care ne pasă. Nu doar cu cei cu care vorbim direct, ci și cu cei pe care îi atingem indirect. Rămânem aici pentru ei, știind foarte bine că nu toată lumea ne va asculta sau poate. Notamos. Sau poate însemnând că să înțeleagă informația, să o asculte, creierul lor să o poată traduce. Am încheiat nota. Nu putem să dăm înapoi și să închidem ochii la problemele care se întâmplă pe pământ. Pur și simplu nu este corect și nu se potrivește cu principiile noastre. O parte din modul în care așa zisele rasele pozitive modifică o civilizație precum cea de pe pământ, care are multe de învățat și dezvoltat, mai ales spiritual, este odată cu sosirea semințelor stelare, adică fie din planuri superioare pe care taigetienii nu au control, notă Amos, adică o densitate, stadiu mental mai extins ca al lor. Există ființe venite pe pământ din a șaptea densitate, din a noua, din a zecea, din whatever, ca să folosim acești termeni, iar taigetienii nu au cum să știe de ei și nici nu au controlul lor. Am încheiat nota. Sau cu utilizarea unei tehnologii complexe de imersiune asemănătoare avatarului, conștiințele oamenilor sunt introduse în planetă pentru a lucra de jos ca o ființă umană, o non-umană. Unii sunt conștienți de acest fapt, alții nu. Alții își amintesc și alții nu. Aceasta depinde mai ales de dorințele persoanei care se întrupează pe pământ. Se spune că aceasta este una dintre cele mai eficiente modalități de a influența o cultură din interior, respectând în continuare regulile și legile cosmice sau ale federației, cum ar fi cea de interdicție sau acum infama primei directive. Conceptul de lege, numit prima directivă, a fost exploatat în science fiction, nul del pe pământ, dar se bazează pe unul foarte real, care operează și guvernează aproape toate rasele stelare și de pe pământ. Trebuie să spun de asemenea că conceptul de semințe stelare nu este unic pentru pământ și este răspândit pe scară largă în tot universul, ca unul dintre principiile de bază care compune totul. Imigrația sufletească este răspândită și naturală în întreg universul cunoscut. Unele semințe stelare sunt etichetate și urmărite îndeaproape de rasele pe care le reprezintă, altele nu sunt și sunt practic pe cont propriu. Ei pot avea o misiune precisă de îndeplinit în timpul șederilor pe pământ, iar alții pot fi acolo doar din motivele lor. De cele mai multe ori, simpla existență a unei semințe stelare pe pământ este suficientă pentru a-i modifica în mod pozitiv mediul. Nu trebuie să faci altceva decât să-ți faci viața așa cum vrei. Un alt rol principal al navei TAI-GTN pe orbita Pământului este de a monitoriza și susține pe cât posibil populația de semințe stelare a poporului TAI-GTN și, dacă este posibil, a sprijini și alte semințe stelare de orice cultură sau rasă. Ajutorul se face în principal prin a fi îndrumători,
întrucât legile de neintervenție interzic alte tipuri de ajutor direct. Gosia spune, Iazi, îți mulțumesc. Sunt motivele pe care sunteți aici aceleași ca și al altor rase extraterestre? Iazi explică, fiecare rasă va avea motivele ei, dar majoritatea împărtășesc aceleași. Nu sunt la fel și există multe dezacorduri între rase, deși toate se numesc pozitive. O altă problemă legată de aceasta este faptul că conceptele explicate pe Pământ despre densități și planuri de existență sunt în mare parte greșite și nu suntem de acord, că multe dintre ele au un alt fel de înțelegere. Acest lucru provoacă de asemenea dezacord cu alte rase care au propriile idei și cosmologie, dar intenția este aceeași. Ajută, ghidează creșterea pentru a reduce suferința. Dar Iazi este unul dintre motivele pentru a conduce rasa umană către existența interstelară alături de voi toți, familii de stele? Și dezvăluirea nu este ceva pentru care ești aici și tu? Să fii mai deschisă cu oamenii ca rasă, mai oficial? Iazi spune, la început, proiectul Primul Contact a fost menit să stabilească cât de pregătiți erau oamenii de pe Pământ pentru dezvăluirea deschisă, în care rasele stelare vor ieși la iveală și tot publicul își va da seama brusc că nu sunt singuri în univers, în lume. Asta a fost un mod foarte naiv de a gândi pentru noi toți aici. Oamenii în general sunt atât de controlați mental și atât de programați să gândească într-un mod foarte precis și controlat, încât pur și simplu ne-ar șterge și nici măcar nu ne vor observa existența ca relevantă. Ceea ce omenirea înțelege ca fiind posibil, ca ficțiune, ca ceva real, le este întipărit cu grijă încă de la o vârstă fragedă, de către puterile Pământului, din propriile lor motive de control și păstrare a puterii. Notă Amos. Memoria celulară moștenită la pachet cu acest corp, plus programarea 0-7 ani. Am încheiat nota. Simplu fapt că orice rasă sau rasele stelare au fost înțelese sau văzute ca reale, ar provoca o reacție în lanț care le-ar destabiliza structura puterii. Simplul fapt că există alte culturi în afara Pământului ar însemna că teoria evoluției a lui Charles Darwin este falsă și realizarea că rasele stelare sunt acum în jurul Pământului ar face de asemenea fizica Pământului falsă. În plus, dacă rasele stelare există, atunci există și energie liberă, deoarece asta este ceea ce folosesc toți. Și în mod logic, asta ar provoca de asemenea un colaps al industriei energetice pe Pământ. De pe Pământ. Și odată cu aceasta, aproape toate scuzele pentru a crea penurie, pentru a controla populația Pământului. Notă Amos. Ceea ce înseamnă că odată cu aflarea energiei libere, sistemul monetar va cădea automat și la fel și funcția puterii. De aceea, cine a venit cu o invenție de energie liberă sau alternativă naturală a fost îndepărtat sub diferite forme imediat. Am încheiat nota. Asta ar însemna că specia umană ar fi liberă ca o consecință directă a dezvăluirii complexe. Așa că ne îndoim serios că orice guvern de pe Pământ ar recunoaște existența oricărei rase stelare avansate sau nu, cu atât mai puțin a celor care se află deja pe orbita Pământului și cu atât mai puțin dintre cei care sunt în contact cu unii oameni de pe Pământ. Și asta ar face tot ce le stă în putere pentru a menține statusul cool, pentru a menține controlul așa cum este sau așa cum am ajuns să vedem recent, pentru a distruge orice posibilitate de contact
cu toate rasele din afara Pământului. Ceea ce văd clar astăzi este că, în general, totul se mișcă în direcția opusă unui eveniment de divulgare de natură oficială. Ceea ce vor puterile este mai mult control, iar dezvăluirea le-ar oferi mai puțin control, chiar și la un nivel catastrofal. Iazi, ai spus că unul dintre motivele pentru care ești aici este să ne ajuți, să ne ghidezi, să diminuezi suferința. Care crezi că ar fi esențial, cel mai esențial, pentru ca oamenii să înțeleagă acest proces? Ce ar elibera mintea cel mai mult? Ceea ce au oamenii nevoie cel mai mult este să realizeze că guvernele toate nu sunt pentru a-i ajuta, cu atât mai puțin pentru a-i proteja în vreun fel. Le pasă doar de ei înșiși și de propriile lor interese. Oamenii ar trebui să realizeze că guvernele toate sunt o reflectare directă sau o oglindă a modului în care sunt oamenii. Așadar, singura modalitate de a transcende problemele Pământului este schimbarea mentalității întregii populații, sporându-le empatia și nivelul lor de etică și spiritualitate, toate pentru a prelua controlul asupra propriilor lor vieți și responsabilitatea deplină pentru propriile lor gânduri și acțiuni. Atâta timp cât locuitorii Pământului își deleagă puterea și controlul altor oameni, problemele lor nu vor fi niciodată rezolvate. Ei sunt prinși într-o mentalitate copilărească în care totul trebuie să fie înțeles pentru ei de către o figură tată, paternă sau maternă, lideri religioși, guru spiritual, profeți, politicieni, profesori, etc. Ei trebuie să treacă din acea mentalitate într-o mentalitate matură. Notă Amos. Ceea ce înseamnă că dacă votezi, îți dai puterea. Înseamnă că este necesar a-ți asuma responsabilitatea pentru tot ceea ce provoacă dezechilibru în viața ta. Să înveți să te cunoști, să fii propriul tău doctor, propriul tău profesor și să te cunoști ca ființă liberă și suverană prin gânduri și fapte, adică a-ți schimba modul de a gândi și de a acționa, pentru că doar a ști nu este suficient. Am încheiat nota. Gosia spune: în acest moment, ceea ce a spus Iazi se termină. Asta a fost acum un an, dar totul este încă valabil. Acum, profitând de faptul că Iazi la sfârșit a spus care este cel mai important lucru pentru oameni, aici voi adăuga o mică parte la care a contribuit cu comentarii recent Antena Zvaru. Aceasta este cu adevărat recent, acum vreo săptămână, unde Atena răspunde la o întrebare de la cineva care de asemenea a întrebat recent: ce subiecte ar fi cele mai relevante și esențiale pentru a le împărtăși oamenilor? Ce disciplină? Matematică, metafizică, sănătate, inginerie? Care este cel mai important lucru pentru a stimula umanitatea spre cronologia, linia temporală pozitivă? Și Atena ne răspunde: cea mai importantă informație este imposibil de precizată în câteva cuvinte. Este practic orice poate da putere oamenilor normal treziți, mai presus de toate lucrurile care nu depind de autorități, fie ele politice, spirituale sau de orice fel. Ei trebuie să învețe să se descurce singuri în chestiunile decizionale a ceea ce este realitatea extinsă și ce este personalul. Ei trebuie să preia controlul complet asupra vieții lor, fără a delega și fără a da nimănui puterea de a gândi singuri orice subiect de cunoaștere care dezvoltă mintea umană către o minte complexă de gândire holistică, cu capacitatea și încrederea de a stăpâni orice subiect care îi privește, de la matematică avansată aplicată la probleme de inginerie până la medicina avansată de origine non-farmacologică. Notă Amos.
Nu degeaba am început expunerea informațională cu remediile energetice, care vă împuternicesc asupra sănătății voastre, dar care, bineînțeles, nu prezintă atenție, informații care te ajută să câștigi independența asupra corpului tău, apoi munca cu subconștientul, unde se află toate programele. Dar pentru a repara ceva sau a deprograma, este nevoie să știi de unde a început totul și cum funcționează. Matrixul se poate rupe doar din interior, dar este necesar să știi cum funcționează. Am încheiat nota. Orice informație care îi face nedependenți de sistemul actual și le deschide mintea pentru a realiza că nu există o realitate obiectivă, ci doar realitatea pe care o alcătuiesc pentru ei înșiși, poate exista. În acest fel se promovează conceptul că nu există niciun adevăr ferm, nici o minciună fermă, ci că ambele sunt fapte sau depind de punctul de vedere și contextul în care este privită și analizată situația, conceptul sau ideea. Prin aceasta, validarea drepturilor altora prin înțelegerea profundă a rădăcinii diferențelor aparente dintre oameni, diferențe care nu ar mai fi cauza unor dispute sau războaie, ci a unei îmbogățiri reciproce, realizând că nimic nu este fix. Și realitatea, ceea ce este valabil, ceea ce este adevărat, se schimbă mereu și evoluează odată cu extinderea conștiinței personale și particulare, care în același timp va forma colectivul. Orice fel de informație care îmbogățește și promovează cunoașterea holistică și cuprinzătoare, care pe scurt reprezintă toate informațiile care pot fi date în mod liber, astfel încât să fie acolo fără a prejudicia să fie valabile sau nu, deoarece din diferite perspective totul este valabil, mai mult, nu întotdeauna relevant sau convenabil pentru unul sau altul, individ sau grup de indivizi. Aceasta este ceea ce, în opinia mea, este cel mai important lucru de oferit, ceea ce eliberează mintea, astfel încât să înceteze să mai depindă de tot felul de autorități și experți și să dezvolte capacitatea de a-și asuma responsabilitatea de a gândi pentru ei înșiși. Final de videoclip. Dacă ți-a plăcut videoclipul și crezi că sunt de folos aceste informații, te invit să dai subscribe la canalul meu Realitatea Amos, să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi avizat când încarc un videoclip nou, pentru că YouTube nu te anunță și garantat vor veni informații prețioase, cu un like îți poți arăta aprecierea pentru munca mea depusă ca aceste informații să ajungă la tine, iar cu o distribuire a acestui videoclip pe rețelele de socializare poți ajuta și pe alții asemenea ție. Mulțumesc!